Deci suntem în data de 7 octombrie 2011 în localitatea Ognea Șugatag, unde am descoperit această mașină. Ce aveți în mântru? Lăsă un pic aici, să vedem exact ce e înăuntru. Atât nu prea mult. Lasă. Ce cauți aici în urmă și putea? Am venit cu audio-ul ăsta, da? În două țigări. Uite, vezi? Aici... Da? Da? Polițiștii de frontieră maramureșeni au descoperit ascunse într-un autoturism 7.000 pachete cu țigări de proveniență ucraineană, pe care trei bărbați au încercat să le comercializeze pe raza localității Ognea Șugatag din județul Maramureș.